Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în rac. Etalare pentru iunie 2021. Din seria mesajelor de la Înger aveți mesajul cu numărul 40. Să vă spun ceva 4. 4 văd că revine într-o formă sau alta nevoia de stabilitate. Dar, dragii mei, mesajul este fiți în prezent și visați la viitor. În ideea că trebuie să visați și totul este posibil, chiar dacă uneori pare imposibil, chiar dacă în acest moment vă detașați, sunteți într-o călătorie emoțională, într-un proces de transformare emoțională, eventual și vindecare. Nu uitați că dragostea este în jurul vostru, chiar dacă ați îndurat în dragoste, rămâneți autentici, rămâneți deschiși la ce vrea să vă ofere, da? Viitorul sau să vă ofere, nu viitorul, vă oferă Universul în viitor, da? Aveți această gândire de perspectivă, ca de exemplu cei care au construit piramidele. Cât timp le-a luat ca să ridice aceste piramide? Evident că destul. Și atunci, fiți în prezent și visați la rezultatul final. Îl văd și pe Saturn, aveți răbdare, aveți viziune. Și nu uitați să nu vă aruncați prea mult în viitor, ci să rămâneți în prezent. 16, 6 și 1, 7. Chestiune care ține de relații, de contracte dintre două suflete. Probabil că încheiați un contract cu cineva, contract între două suflete, și vă pregătiți calea către o nouă relație, așa simt. Asta nu doar pentru că, nu doar din cauza acestui mesaj, dar și pentru că au venit altele. Am zis că sunteți într-o călătorie emoțională, într-o transformare, învățați și s-ar putea unora să le ia mai mult timp să învețe această lecție a detașării emoționale, a plecării din preajma oamenilor care nu vă satisfac sau a situațiilor sau ale joburilor care nu vă aduc bucurie. Unii ținem foarte mult la anumite idei, la anumite persoane, la anumite locuri, la casă, la eu știu ce. Sunt multe, da? Ținem prea mult și unor nu-i bine. Unor trebuie să învățăm să ne detașăm, să mergem către ce mergeți, către nouă de cupe. Aici nu este prezentat în cer nouă de cupe ca în alte etalări, însă ce e foarte fain, după 8 de cupe apare asul de cupe, da? Mergeți în primul rând către vindecare și mergeți să vă întâlniți cu voi înșivă acolo în sufletul vostru. Acolo învățați să vă iubiți, să vă vindecați, să vă apreciați și să manifestați. Că degeaba aveți toate instrumentele dacă nu se întâlnesc toate în suflet, da? Vreți să manifestați. Dar manifestarea asta vine după vindecare, așa arată cărțile, după vindecare și după ce începeți într-adevăr, cu sinceritate și ziceți, a, dacă eu mă respect, dar nu. Uneori acest respect și această dragoste sunt, și nu uneori, chiar tot timpul, sunt concepte atât de complexe încât majoritatea nu le împlinim atunci când zicem noi că nu, eu mă iubesc, eu mă respect, știți? Din acest motiv ne mai trece viața prin niște experiențe, prin niște dezamăgiri, tocmai ca să ne construim într-un anume fel. Vreți să manifestați în primul rând justiție în viața voastră și stabilitate. Am vorbit de stabilitate la 4, da? Vreți să vă găsiți casa voastră, un loc în care să fiți fericiți. Poate că va trebui să semnați niște acte, apropo de contract. Da, va trebui să vă gândiți la niște aspecte care țin de documente, chestiuni legale în legătură cu o casă. Dar, în primul și în primul rând, vreți să manifestați, dragii mei, echilibru și armonie și adevăr în viitorul cuplu pe care îl veți afla, pentru că tocmai lăsați în urmă ceva ce nu v-a împlinit. Din acest motiv am zis, totul vine, începe cu voi, totul începe cu voi, cu vindecarea voastră. Se pare că unii încă se mai resimte în viața unora această tristețe, dezamăgire din cauza cuiva. Din cauza cuiva. Ce am văzut până acum? Semn de apă, alt semn de apă pentru cineva. Magicianul poate să fie gemeni sau fecioară, balanță și un semn de foc.
în mod special Venus în berbec, dar poate să fie și leu, poate să fie și săgetător. Dar eu când zic semne, mă refer la aspecte, nu musai la zodii. În fine. Hai să mă amestec. Ia uite, un stres. Din cauza unor argumente, din cauza unor probleme de sănătate. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în rac. Iunie 2021. Okay. Hai să vedem, central. Central, ia uite, 5 de băte. Mai, vă luptați în sinea voastră. Poate că țineți la cineva cu care v-ați tot luptat, dar dacă-s lupte, o să clarific. Nu știu dacă e normal să țineți la cineva cu care aveți conflicte. Vedeți și voi. În sufletul vostru, poate niște conflicte vă apasă pe inimă, iar, vedem. Provocarea este 8 de monede. Lucrați pentru rezolvarea acestor conflicte sau ce? Posibil pentru unii niște conflicte la locul de muncă. Acum, poate unii aveți pe cineva cu marcaj în semn de foc, o persoană mai agresivă, în general, că așa sunt cei cu marcaj, mai ales dacă au Marte în foc, da, semn de foc, și mai aveți pe cineva cu marcaj în semn de pământ, pentru unii, nu pentru toată lumea, dar e o chestiune care ține în primul și în primul rând de concurență la locul de muncă. Provocarea este să găsiți noi abilități, să găsiți noi talente în voi care vă ajută să faceți față la această concurență. În trecut aveți 2 de băte, ați ales ceva, o cale și acum trebuie să vă asumați. Soarele, în ultima vreme, trecutul apropiat, a apărut soarele pe viața voastră, Doamne ajută. Poate este un copil, poate este cineva care vă inspiră în această alegere, în acest drum, da? Cum a zis, aveți viziune. Fiți în prezent, soarele în prezent. O bucurie în ultima vreme. Poate să fie vindecare, poate să fie un succes, ceva. O bucurie va influența, dar vedem și la clarificări. În viitor apar 7 de cupe, niște opțiuni, dar care creează un pic mai multă confuzie. Când avem, ia uite, iar apare 8 de cupe. Când avem de ales din prea multe, este deja complicat. În prezent, vreți să vă îndepărtați de cineva? Sfatul, asul de spade, gândiți logic, mergeți către oameni, către victorie, în primul rând. Că apare totuși un soare, aveți acest potențial, repet, cineva vă inspiră, dar și o să clarific, mergeți către victorie. Eventual separați. Eliberați-vă, tăiați legăturile karmice și rezolvați conflictele astea eventual în termeni legali, că tot am văzut balanța, adică balanța justiția. În exterior, influența exterioară, lumea, cineva de peste hotare, o relație online sau o relație la distanță sau cineva de pe alte meleaguri. Poate să mai fie, o să clarific, și o relație cu cineva care s-a încheiat, gata, e stabilit. Asta pentru că văd că vă detașați de ceva, dar în prezent vă detașați. Ați încheiat capitolul cu cineva, ați ales în ultima vreme soarele, trezirea, bucuria, da? Mergeți în continuare de la 8 către 9, 9 înseamnă stea, de la 9 vine 10, da? Că tot n-am avut asul de cupe, 10 înseamnă soarele. Deci vă este teamă de 7 de băte. Dacă este un personaj care vă blochează sau este mai defensiv, n-ar trebui să vă fie teamă, ar trebui să învățați eventual și voi că trebuie să aveți granițele voastre. Trebuie, și în general, racii teoretic ar trebui ca o carapace aceea, dar una înseamnă să fii introvertit și alta e să-ți aperi reușitele sau un statut sau o poziție. Să nu-i mai lași, pentru că aici e diferența, să nu-i mai lași pe ceilalți să îți ia energie, pentru că bătele reprezintă energie, mai ales aceste conflicte. Dar, revin, pentru unii posibil să aveți pe cineva cu marcaj în semn de foc, care este foarte combativ și... Aici este o problemă. Nu știți cum să puneți voi granițe între voi și ei.
Ce vă doriți, regina de cupe? Interesant că și la voi, ca și la Taur, deci nu are nicio legătură cu Taurii, ca și dorință apare semnul vostru. Și Taurii își doresc să fie ei înșiși și interesant că și voi vă doriți să fiți voi înși vă. Fiți autentici, da? Fiți voi, da? Nu vă mai doriți să fiți ca altcineva, să vă doriți pe X și pe Y, nu. Doriți-vă pe voi, că în momentul în care, cum am zis, Ot merge către nou, în momentul în care voi vă găsiți, veți ști de fapt ce aveți nevoie. Regina de cupe. Vă doriți vindecare, vă doriți un suflet care vă înțelege, empatic, sensibil. Poate să fie un alt semn de apă pentru unii. Și să vi-l doriți aproape tocmai pentru că știți, da? Și încă visați la acest personaj, pentru că e în viitor, șapte de cupe. Aici, puterea. Lupta asta pentru putere apare în sufletul vostru. Lupta nu doar pentru putere, este lupta a ego-ului vostru cu alt ego, cu alt cuiva. Posibil cineva cu marcaj în semn de foc. Sau fecioară. Foc sau fecioară. O fi cu spidă. Adică leu fecioară, vreau să zic. Dar, trecând peste zodii, că sunt și zodii de apă și de pământ și de foc și de aer. Toate zodiile sunt. Trecând peste asta. Aici se vede asul, aici asul, asfat. Trecând peste asta, ideea este că este o luptă în continuare în viața voastră și în sinele vostru. Și mai ales în sufletul vostru, regina de monede. O luptă în a vă descoperi valoarea, stabilitatea. Că tot apare aici ca și provocare 8 de monede. Munca voastră de a deveni 8-9, de a deveni dependenți, valoroși, speciali. Posibil totuși. Vă și cavalerul de cupe și împărăteasa. Unii dintre voi, că tot am văzut justiția, divorțul, poate să fie divorț, să încercați să divorțați de soția, soțul și să mergeți către cineva mai special, soarele și împărăteasa, mai valoros. Da. Hai să vedem să și clarificăm. La capătul setului de cărți, cavalerul de bâte și regele de cupe. Regele de cupe care era eventual căsătorit, dar nu știa niște lucruri. Între timp, probabil că a descoperit aventura cuiva. Acum, sunteți între un semn de foc și iar Taur în mod special. Și o persoană mai tradițională, iau de Taur și împăratul, uf! Și iar sunteți voi între, ia, foc. Berbec, Taur, aici sunteți voi. Pentru unii. Hai să și clarificăm. 5 de bâte în sufletul racilor. De bâte. Ia uite, 2 de monede. Trebuie să alegeți. Ce să alegeți? Iată, regina de bâte. Trebuie să aveți încredere, să manifestați încredere, da, steaua. Să aveți încredere că puteți manifesta ce vreți voi, că puteți cuceri. Regina de bâte cucerește. Pe cine vreți sau, eu știu, puteți să fiți independenți, puteți să fiți întreprinzători, să aveți afacerea voastră. Mai dăm o carte pentru 2 de monede. Dăm o carte. Ok. Mai, nu e prea frumoasă. Dar e logică. Nu e frumoasă, dar e logică. Ia uite, sunteți voi poate un pic închiși, unii dintre voi. V-ați închis din cauza că cineva din preajma voastră a fost, ia uite, v-a cam mințit și a fost mai explorator. Acum, voi trebuie să alegeți, iar nu o să intre semn de pământ, foc și aer. E prea simplu să zicem așa ceva. Trebuie să alegeți între a vă lupta sau a sta legați în colivie și a nu găsi soluții sau a sta în frică. Aoleu, aoleu. Că nu știu ce să fac, nu știu cum să manifest.
Păi, cum să manifestați? Începeți să scrieți, să gândiți, să vă rugați, da? Și apoi încet, încet găsiți și soluții cum să vă energizați și cum să fiți up, să dați cu toți de pământ. Just in case, da? Clarificăm 8 de monede. În cazul în care aveți foarte multe mai 8 de monede. Ia uite. Posibil cineva la locul de muncă vă spionează și își dorește să vă ofere un cadou, un plus, ar fi foarte frumos. Un plus de bani. Ar fi frumos. Pe de altă parte, voi trebuie să fiți strategici la locul de muncă, în felul în care creați și vă transformați finanțele, trebuie să fiți strategici, să studiați ceva, eventual să găsiți ceva pe internet, niște informații, cum să faceți bani. Oricum, așteptați un plus de bani. Dacă pentru unii ar putea să fie cineva cu marcaj în semn de pământ, taur, fecioară sau capricorn, nu v-aș indica. Vedeți și voi cum primiți această ofertă. E undeva la locul de muncă. Cineva eventual își face curaj să ofere un cadou, o întâlnire, o oportunitate practică. E regina de băte care am văzut-o și mai devreme, dar pe care am pus-o, am amestecat-o. Și totuși aș vrea doar o carte. Am mai dat o carte, totuși. 8 de monede. Valetul de cupe, dar cineva vrea să comunice. Așteaptă, uite, așteaptă. Eu așteptați o colaborare sau cineva încearcă să comunice cu voi, să vă îndemne la o colaborare, să munciți ceva împreună. Da. Și aici este provocarea. Fiți deschiși spre a comunica, pentru că sfatul este să comunicați, da? Nu să stați în chinurile astea și în stresul ăsta, ce fac, trebuie tot timpul să mă lupt cu aia sau stau pe loc, da? Ieșiți un pic din această stare și primiți eventual discuțiile, discutați, faceți, creați. Clarificăm 2 de bâte. Viața e complicată. Nu putem vorbi despre o singură linie în viața voastră, nu? 2 de bâte, 4 de cupe. Ați fost supărat și ați fost puși în situația în care da, cineva v-a dezamăgit, v-a pus în situația în care a trebuit să alegeți o nouă cale, eventual. 2 de bâte, 4 de cupe în trecut. Tot din cauza unei aventuri. Cavalerul de bâte. Da, și regele de cupe. Clarificăm soarele. În trecutul apropiat. Uite, 10 de monede. Vă și temperanța și 9 de cupe. Niște bucurii. Care pentru un timp au acoperit niște conflicte pe care le aveți, niște probleme de sănătate, niște conflicte pe care le aveți cu o persoană foarte dominatoare. Au fost niște bucurii sau speranța că veți vindeca aceste conflicte. Speranța că veți vindeca aceste conflicte. Asta e speranța. 9 de cupe. Și temperanța. Soarele a fost clarificat de 10 de monede. O persoană care este căsătorită, o persoană la locul de muncă care strălucește, iar același personaj pe care l-am văzut mai devreme, ceva la locul de muncă. Și dacă nu este la locul de muncă, dacă nu este o idee, dacă nu este o bucurie, dacă nu este o reușită, posibil să fie cineva căsătorit.
Mai dăm o carte. Cavalerul de cupă. Da, a vrut să vorbească, uite, cavalerul și regina de spade și cavalerul de cupe. Acum, voi știți ce s-a discutat în legătură. Este o dragoste. Îndrăgostiții și patru de băte este o dragoste acasă care a fost foarte atacată, a fost pusă la încercare. A trebuit să se transforme, a trebuit să moară, pentru că au fost niște trădări. Au fost niște trădări, am văzut conflictele și mai devreme. Acum, ca acest personaj trădat acasă, trebuie să discute logic și să se separe de durere. Dacă acest personaj sunteți voi, bine, dacă nu, posibil personajul care v-a atras atenția are aceste probleme acasă. Ce frumos era până să clarific. Pentru că văd aici niște dezamăgiri, în mod special conflictele și 5 de băte și 8 de spade, iar problemele acestea, niște probleme. 8 de cupe, clarificăm 1 de cupe în prezent și viitorul apropiat. Ia uite, 2 de spade, o tăcere. Trebuie să alegeți și trebuie să vă alegeți pe voi. Alegeți-vă pe voi. Ia uite, 2 suflete perechi. Alegeți-vă să o luați de la zero. Aveți această speranță, ideal, păstrați idealul și încrederea că vă veți găsi o altă pereche. Uite. Unii dintre voi, da, trebuie să vă găsiți pe altcineva pentru că ați avut un capricorn, în mod special, sau o relație toxică cu cineva. E un ideal neîmplinit. Îmi pare rău, când apare diavolul, n-am cum să... Da, o fi fost emoții intoxicante, deși nu prea cred. E cam prima oară când apare acest format, cu eremitul... Și în contextul ăsta, cu 2 de spade și cu 8 de cupe, nu prea văd emoții intoxicante. Văd un ideal dărâmat din cauza unei tăceri între voi și cineva. Cu o atitudine destul de toxică, că o fi fost dominator, că o fi fost adictiv, că o fi fost plin de frici, iar. Și ideea este să tăceți, să alegeți, să vă alegeți pe voi și să o luați de la zero și să vă găsiți un suflet pereche adevărat. Păi nu o carte, totuși, pentru... Ia uite, nu, smete. Pentru 2 de spade în prezent. E Mercur retrograd, pică bine cu Mercur retrograd. Concentrați-vă pe voi. Da, sunt multe. 6 de cupe. Da, în momentul în care vă separați, tăceți în relație cu cei care v-au dezamăgit, mergeți către 9 de cupe, apare și alt suflet pereche. Așa văd. Și vă arăt și vouă, da? Și aici este. Cum puteți manifesta întâlnirea cu un suflet care vă simte că vă doriți regina de cupe, da? E frumos, apare asul de cupe în prezent.
Cineva cu marcaj în zodia Taurului își dorește să comunice ceva cu voi, să vă cheme la o întâlnire, să creați ceva, să vă ofere ceva posibil. Că tot dacă este un fost în zodia Taurului sau, da, posibil că e Mercur retrograd, să se întoarcă, să vrea să vorbească. Însă, alegerea este, am zis, dragoste față de voi, vindecare, o spun de câteva ori, dacă apare și această nouă dragoste, cu atât mai bine. Asul de cupe și șase de cupe. Eu nu vreau să derutez pe nimeni. V-am zis mai multe variante, fiți atenți și vedeți cum se așează evenimentele în viața voastră. Clarificăm asul de spade în poziția sfatului. Gândiți pozitiv, în primul și în primul rând. Gândiți spre victorie. Fiți în prezent și proiectați-vă gândurile în viitor, apropo de ce a zis. Ia uite. Gândiți strategic și șapte de monede are o strategie practică și asul de spade, evident, că are tot ce mai bine. Bun, și strategie, și logică, și determinare. Dacă cineva v-a pus în așteptare, tăiați legătura cu acest personaj, pentru că văd totuși un narcisist pe aici pe undeva. Șase de bâte și șapte de spade. Dacă cineva v-a pus în așteptare... Tăiați legătura, da? Faceți ordine. Tăiați bălăriile. În curtea asta probabil că sunt multe bălării, da? Că tot a plouat, ați așteptat, au crescut toate cele, sunt melci, tăiați. Faceți curat. Dar nu uitați și prima variantă de strategie. În felul în care vă veți investi resursele pe viitor. Clarificăm lumea. Influență exterioară, lumea pentru raci. Nouă de cupe. Nouă de cupe. Posibil e cineva la distanță care vă bucură într-un fel sau altul. Nouă de cupe. Iar un alt semn de apă. Distanță înseamnă multe. Dar hai să vedem dacă chiar vă bucură sau e altceva. Nouă de cupe și lumea. Influență exterioară, nouă de cupe și lumea. Aha. Uite, am clarificat și ce a venit. Ce nu-mi place mie personajul ăsta? Cineva care vine, pleacă, vine, pleacă. Care se gândește la satisfacțiile sale personale. Da? Un personaj nouă de cupe în acest context, lângă șapte de spade, pare destul de egoist. Care se gândește să-i fie lui bine. Da? Și vine doar când are nevoie, eventual. Vine doar când are nevoie de voi. Sau de eu știu ce stări pe care le induceți. Și aici este lumea. Încheiați acest capitol cu acest personaj. Nu contează zodia. Ia uite. Aventurier. C-o fi rege de bâte, c-o fi cavaler de bâte, c-o fi rege de monede, nu contează. Această atitudine va aduce suferință. Clarificăm șapte de bâte. Ia uite, era trei de spade, cât pe ce s-o scot. O dezamăgire. Vă învață să vă puneți granițe. Magicianul. Pe de-o parte, dacă cineva v-a manipulat până acum, v-ați trezit, că apare soare, v-ați trezit, dacă a fost o manipulare acasă sau la locul de muncă, și învățați să vă puneți granițe personale. Aici este. Dar în mare grijă să nu fiți așa cu toată lumea, da? Defensivi. Trebuie să puneți capăt unei situații. Tăcerea dintre voi și cineva. E o tăcere. Poate că acest magician este și Mercurul acesta retrograd, de care trebuie să vă feriți oarecum. Pentru că știți, eu vă zic din experiență, nu doar din cărți citite, Mercur, când este în retrogradare, nu aveți spor să manifestați nimic cu spor dacă este în retrogradare. Nu se poate, nu merge. Și atunci fiți precauți, fiți defensivi.
Aici este teama voastră de a... Nu știu dacă aș putea să zic teamă, poate e o precauție. Cum să manifestați ceva nou. Nu, stați un pic mai chipzuiți. Cum am zis și mai devreme, fiți mai chipzuiți, gândiți strategic. Până iese Mercur din retrogradare și apoi manifestați. Pentru că acest capitol trebuie încheiat. Dacă ați fost manipulați, dacă ați folosit momentele lunare nepotrivite, iar clarificăm Regina de Cupe în viitor. Nu în viitor, în ceea ce vă doriți. Regina de Cupe, ce vă doriți? Uite, în primul rând sunteți voi care vă doriți un pic de un surplus financiar, că am văzut mai devreme asul de monede, da? Vreți să vă ajute cineva financiar, vreți relații armonioase, cât dați și primiți, da? Nu să dați mai mult decât primiți. Vreți susținere. Regina de cupe și 6 de monede. În mod special la locul de muncă. Dar nu doar. Viața de zi cu zi. Ar fi frumos să trăiți în relații armonioase. Mai dăm o carte pentru Regina de Cupe și 6 de monede. Afară de bani, ce mai aveți nevoie? Asul de bâte. Asta e. Interesant că și la voi apar trei ași. Asul de cupe, asul de spade în poziția sfatului și poziția dorințelor, asul de bâte. O nouă pasiune, dar această pasiune să fie echilibrată, dragii mei. Repet, nu zi musa e zodii de foc, că poate să fie și semn de pământ cu planete în semne de foc, da? Nu, asta e important. Vă luați zodiile cum vreți voi. Eu o să vă zic la sfârșit ce zodii am văzut, deși se văd toate zodiile. Ideea este că vă doriți în primul și în primul rând să fiți sănătoși, mai ales dacă ați avut niște probleme, la un moment dat am văzut, și inspirație cât să vă echilibrați viața, să vă trăiți viața armonios, evident că v-ați dori un personaj, da, ca voi sensibili, dar și pasionali, cu care să fiți în armonie, în echilibru. Dar pentru asta trebuie să terminați, iaute, trebuie să tăiați legătura cu cei care v-au dezamăgit, v-au pus la pat. Clarificăm 7 de cupe în viitor. 7 de cupe în viitor. Ce este cu 7? 7 de cupe în viitor. Cineva tot plânge după voi. Sper că nu plângeți voi, că voi învățați să vă detașați, da? Posibil în viitor cineva plânge în momentul în care voi vă detașați. Mai dăm o carte. Regina de spade, asta e. Eu zic că vă separați voi de cineva. Sunteți mai... pentru că aici este sfatul, asul de spade. Să fiți precauți, să puneți la punct, să fiți defensivi, ceea ce nu e chiar grozav pentru raci, dar trebuie să învețe. Trebuie să învețe. Să pună granițe și eventual aici este, de ce magicianul, să puneți granițe verbal. Apropo de magician. Pe viitor, regina de spade, 5 de cupe și 7 de cupe. Eu zic, așa zic, așa sper să fie, că veți avea această putere mentală să tăiați cu lacrimile, cu regretele, cu confuziile, cu opțiunile ale voastre, ale altora, dacă cineva a avut opțiuni și v-a făcut să intrați în trei de cupe și să plângeți și așa, 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 lăsați-i să plângă, asta e. Comunicați ce de comunicat și cam atât, Regina de Spade, comunicați, da. Dar, apropo de comunicare, dar păstrați-vă granițele, de-aia în poziția fricilor. Da, vorbești în continuare, dar asta nu înseamnă că mai permiți. Sau că mai manifesti ceva cu acele personaje. Ia uite, cineva tot vine să discute. Tot speră. Ia uite, semne de aer, semne de aer.
Clarificăm puterea. Împărăteasă. Aici este lupta. Ce frumos a apărut faetonul și justiția. Măi, aveți nevoie și temperanță. După ce ați fost, știm bine că ați fost dezamăgit și temperanța și vindecarea ține, nu se întâmplă peste noapte, da? Și se face într-un fel sau altul justiție, dreptate în viața voastră. Alegeți. Alegeți această sabie, da? Alegeți această sabie, o altfel de gândire. O altfel de gândire. Echilibru emoțional. Și asta este ceea ce alegeți, cum am zis mai devreme. Asul de cupe și sfatul este să alegeți, da? Și asul de spade. Exact justiția, după cum vedeți, da? Ce frumos. Și aici sunt cele două cupe. Sunt cele două cupe. Bine, sunt șase, dar eu am zis că sunt două, da? Cupa voastră și a altei persoane. Alegeți oameni echilibrați, situații echilibrate. Și ce reușiți să faceți? Să vă transformați, în primul rând, să creșteți spiritual și financiar. Să vă apropiați această poziție de abundență, de stabilitate, de dragoste. Dragoste, asul de cupe. Pentru unii poate vă luptați cu soția, cu mama copiilor voștri, vă luptați în tribunal, pentru că tot am văzut justiția. Da, e foarte posibil. Hai să nu uităm, știi, mesajul ăsta. E foarte posibil. Pentru bani, 7 de monede, acțiune în justiție. Dar, asta e. Face parte din viață, dragii mei. Face parte din viață. Însă, orice lupte în tribunal ar fi sau pe alte căi legale, ideea este că luptele acestea vă fac mai puternici și vă aduc mai aproape de o poziție specială. Nu uitați că aveți trei ași care vă susțin, da? Care sunt în preajma voastră să vă inspire. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Sper că v-a plăcut. Numai bine. Ceau, ceau!